Numele câtorva sute de vâlceni care prin munca lor s-au dovedit adevărați ambasadori au fost pomenite de un sobor în cadrul unei slujbe religioase împletite cu un simpozion. Simpla pomenire a numelor oamenilor de cultură a durat minute bune, acțiunea desfășurată la biserica din Râureni și bucurându-se de participarea 14 preoți și a unui număr mare de oameni de cultură și nu numai. În cimitirul bisericii din Râureni își doarme somnul de veci poetul Alexandru Hurezeanu, soborul a oficiat o slujbă de pomenire și la mormântul acestuia. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluie, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu Alexandru Hurezeanu și cei care s-au pomenit astăzi, și le iartă lor toată greșeala și-o de voie, cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Partea a doua acțiunii, care a constat într-un simpozion dedicat unor vâlceni de excepție, a adus la lumină lucruri mai puțin știute despre autorul Demrădulescu, preotul Gheorghe Cârstoiu Frunzaru și ziaristul Alex Parolea Moga.